non-stop hits. The hits don't stop. On Impulse Radio. Impulse Radio. Neața, bună tuturor, bună dimineața și Narinei Zisu. Suntem cu foarte, foarte puțin timp înainte de fix, înainte de știri. Avem, evident, știrile. E ceva în aer aici, nu știu ce, Nadina este foarte mirată. Ce? Păi, vrei prin... să-mi pun căștile neapărat? A, nu, printre altele suntem în direct, gata, am rezolvat-o, începem. Am înțeles, dragă, că suntem. Vorbim despre restaurante, baruri și cantine. Ce se întâmplă cu restaurantele, barurile și cantinele? Trebuie să ne dea așa? Ceva gratis. Ce să ne dea gratis? O să fie chiar obligați, nu că trebuie așa. O să vezi. De-abia aștept. Gratis îmi place, eu vreau ceva gratis. Știți ce vreau nu gratis? Nu e mare lucru, e o normalitate în statele din Europa, de altfel și inițiatorii proiectului asta au spus, că e ceva normal să dai asta gratis omului. Bere. Nu chiar. Nu, bere gratis era o trupă. Stați să mă gândesc, lăsați-mă să mă gândesc repede și aflăm repede de la știri. Desertul gratis. Ai vrea noi. Stai să mă mai nu, gândesc. Mami, hai că zic, nu-mi spune, zim la știri. Hai, hai să avem știrile. Bine. Hai. Aflăm și despre altele normale de la Nadina Zisu. Chiar acum, neața. Bună dimineața, bun găsit la știri. Restaurantele, barurile și cantinele din România vor fi obligate să ofere gratuit apă clienților care vor cere asta potrivit unei legi care a fost votată de deputați. Inițiatorii proiectului spun că asta este o normalitate în statele europene și că astfel nu vor fi reduse încasările companiilor care îmbuteliază apă, așa cum s-ar putea crede. Judecătorii CCR au respins sesizarea privind ordonanța de urgență care permite posesorilor de permis de categoria B să conducă și anumite tipuri de motociclete. Președintele Iohannis contestase legea la CCR la începutul anului. Este anchetă la London Clinic, spitalul unde a fost operată Kate Middleton. Cel puțin un angajat a încercat să acceseze ilegal sistemul și să sustragă documente din dosarul medical al prințesei de Wales. London Clinic și-a câștigat notorietatea în rândul celebrităților tocmai prin discreția de care a dat mereu dovadă. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, cere despăgubiri în valoare de 100.000 de euro după ce imaginea ei a apărut în videoclipuri deepfake pe site-uri pentru adulți. Dacă va câștiga procesul și va încasa banii, Meloni promite să-i doneze unui fond destinat femeilor care au fost la rândul lor victime ale acestui tip de agresiune, scrie BBC. Donald Trump promite republicanilor că va interzice avortul la nivel național după săptămâna a 15-a de sarcină, dacă va ieși președinte. Trump a mai spus că excepțiile vor fi doar cazurile de viol, incest sau salvarea vieții mamei, scrie presa americană. Bitcoin a scăzut pentru a treia zi consecutiv, continuând declinul după maximul istoric de peste 73.000 de dolari de săptămâna trecută. Asta în timp ce investitorii așteaptă cu nerăbdare încheierea reuniunii de politică monetară a Rezervei Federale. Facebook și Instagram au picat cu o zi în urmă în mai multe zone din lume pentru a doua oară luna aceasta. La fel ca prima dată, utilizatorii nu au mai fost lăsați să se logheze pe conturile lor. Iar Carlos Martinez va fi noul antrenor al Simonei Halep. Sportiva a făcut anunțul la o zi după ce a pierdut meciul de la Miami Open, primul de după suspendarea de un an și 7 luni. Halep a fost învinsă în primul tur de spaniola Paula Badosa. Și cam acestea au fost știrile orei 8, dar ne auzim și un pic mai târziu cu altele. Vă aștept! Deci era apa, nu puteau să dea și ceva mai mult. Da, nu știu, să dea ce, ceva în plus. Aia, că oricum patronii de restaurante și cu chestia asta au ceva împotriva acum. Au, să ne dea apă. Dacă au. Cerem, atenție, deci nu o să ți-o pună în față by default. Deci dacă dar ceri. Dacă ceri, să știi că este... Deci poți să ceri... Sunt obligat să ți-o ofere gratis. Zici, io voglio acqua di robinetto. Că bănuiesc că de-aia o să fie. Izvorul țevilor o să vină, îți dai seama. Țevilor. În Italia îți dau. Păi de-aia zic, fiindcă în Italia îți dau gratis apă. Da. Deci, oricum, apa e mai scumpă decât ciorba, care se face tot cu apă. Deci nu, păi nu și franțe. Tu aveam încredere că dacă legea asta intră la noi, ți-ar da apă potabilă, că eu n-aș avea.
Ha, da, asta zic, cred că... Aș vrea să ne toarne în fața mea din sticlă. Nu, o să fie apă de la robinet, asta este, este clar. Nu o să fie apă plată, da. Dar nici nu mai contează ce gratis este bun. Georgia Meloni, 100 de mii de euro doar? Cam puțin. Da, la asta m-am gândit și eu. Putea să ceară mai mult. Da, mi se pare foarte urât ce au făcut domnia aia. Chiar vreau să fac și o filmare alea să văd cât de urât au făcut. Că poate filmările alea n-au fost atât de grave pe cum alea cu doamna Șoșoacă în Baia Mare. Știi ce zic? Și atunci 100.000 de euro, atâta dai, atâta faci. Până la urmă există video-ul ăla cu doamna Șoșoacă, da? Nu știu că nu l-a văzut nimeni și Doamne ferește să se întâmple. Ei, hai să-l vedem. Să mergem în zona aia. Dacă chiar e adevărat, acum... E un lucru foarte urât. Este un lucru foarte urât și chiar nu vrem să apară filmările. Și cine putea filma la duș decât soțul dumnei, cu care este într-un conflict acum, nu știu ce s-a mai întâmplat. Asta acolo, nu știu, nu mă bag în casa omului, dar știi cum este. Astăzi o să vorbim la Play IT, după ora 9:30 vine Bianca Iordache și o să vorbim exact de dispozitive și chestii de-astea de spionat. Atenție! Sunt foarte interesată, rămân aici. Și atunci, cine știe, aflăm cum apar genul ăsta de lucruri. Noi rămânem aici, suntem pe bune, nu suntem din fake, Greek și Moga. Și Nadina Zisu revine cu știrile. Vă salutăm, vă spunem bună dimineața. Sunteți în dimineața pe 2 la Radio Impuls România și normal și pe canal de 2. Bună dimineața! Dimineața pe 2. The hits are yours. Your number one for hit music. We are Impuls Radio. Țineți minte două cuvinte. Cimex, lectularius. Cred că am zis bine. Mama, le-am uitat deja. Maica mea este profesoară de latină, a fost toată viața. Taică meu la fel, culmea, eu olimpic la latină, pot să zic și eu ceva, în clasa 8-a pe județ, cum s-ar spune, și atât. Dar dacă mă întrebați ce înseamnă cimex, uite că nu-mi este cimex lectularius, ei bine, în traducere simplă, este plioșnița de pat. Înțelegi? Plioșniță. Plioșnițele nu sunt cele mai binevenite chestii în viață. Auzi, mă, sunt și ele oameni. Sunt? Toată lumea vorbește urât de ele. E, știi? Și ele, are și ele suflet. Are și ele acolo în suflet copii, mulți, prea mulți. Dacă mă întreb pe mine, fac mulți copii. Una, două, mulți, 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 mulți. Am și eu o familie a mea și se pare că o familie de plioșnițe s-a instaurat într-o școală din sectorul 5 al capitalei. Dar sigur nu erau elevi mai mici? Puteau fi. Care ciupeau alți elevi de picioare. Se pare că plioșnițele au venit, au apărut și au reapărut după două ture de dezinsecție. Școala asta nu în reușește să scape. Sectorul 5 este școala Ion I.C. Brătianu. Părinții se plâng că sunt plioșnițe, îmi place mie să zic, în clase, pe care copiii le aduc acasă pe haine și ghiozdane. Deci îți dai seama, au venit alea la tine în casă, ai pus liniuță, nu mai scapi. Primăria sectorului 5 zice că da, au reapărut după două ture de dezinsecție. Dar cum s-a întâmplat? A apărut mai întâi într-o clasă și au venit cu dezinsecția doar în clasa aia. Păi nu? Înțelegi? Să nu folosim foarte mult dezinsectant de ăsta, nu? Exact, iar Cimex Lectularius a fost mai șmecher decât domnul sau domnii de la dezinsecție și s-a refugiat într-o altă clasă. Și de acolo, uite că a revenit problema asta. În ultima vreme am tot auzit, de exemplu, că a tot venit Nadina la știri și am tot auzit că Franța se confruntă cu o invazie de plioșnițe. Cimex Lectularius. Ți-a plăcut? Am zis bine, stai un pic să verific. Da, Cimex Lectularius, da? După care am auzit că un magazin de ăsta de vinde mobilă la fel. O luai acasă cu tot cu prietenii tăi. Frumos, așa, luai salteaua exact. Direct cu prietenii. Dacă locuiai singur și, nu știu, nu-ți place să dormi singur că ți-e frică, era Cimex Lectularius cu tine. Aveai în fotolii, în paturi, în ditor. Dormeai cu o armată de suflete în pat. Deci, înțeleg că este o problemă. O singură dată am avut de-a face cu această gânganie. Am dormit, s-a întâmplat la un hotel și m-am trezit după vreo două zile cu niște chestii ca niște ciupituri, niște eram, ce sunt? Era iarna, am zis, de unde țânțari? Aoleu, au venit. Măi, și mă mânca și se înroșea și nu știu ce. Și am trecut cu vederea ca să aflu ani și ani după despre ce este vorba cu adevărat. Că astea ale naibii sunt mici, nici nu le vezi. Chiar nu le vezi. Dacă e să le cauți, nu. Asta este în școala din sectorul 5, copiii practic se pregătesc pentru anii de studenție. Când vor avea de colegi de cămin gândaci? Încep ușor, încep frumos, încep cu ploșnițe, o iau de jos și în studenție o să aibă gândaci care sunt mai mari. Cresc. Care sunt mai mulți, care o cresc, sunt... Exact. O crești, mică devine foarte, foarte mare. Ar trebui, uite, eu le dau un pont copiilor să le dreseze
ca să le sufle la examene. Și înveți fiecare ploșniță în parte, fiecare ploșniță, pe una înveți un subiect, pe una înveți un subiect. Și după aceea când vine examenul, vine direct ploșnița care are soluția și îți șoptește. Ți se bagă în ureche și zice tot. Te și mușcă după aia, că asta fac ele. Ba, poate nu te mușcă, mă. Poate nu, păi te dacă mușcă. Tot o dresezi să sufle la examene, să-i muște pe alții. Ai înțeles? Deci asta se întâmplă în sectorul 5, ce să zic, baftă la școală, baftă la bac, baftă la adresat... Cimex Lectularius. Mama, ținut o minte, ai văzut? Bun, învățăm lucruri noi în fiecare dimineață și aici. Și bună dimineața și vouă! Dimineața pe doi! This is Impulse Radio. 8:15. Bună dimineața, băieți! Eu sunt mama unui băiețel care face grădinița în acea școală, pentru că grădinița este în renovare și au fost mutați în școala în care spuneți voi cu ploșnițe. Așa. Și vreau să vă spun că dezinsecția s-a făcut până acum de 2 ori în toată școala, nu doar într-o clasă. Și nu, copilul meu cel puțin sau cei mici din grădiniță nu au fost ciupiți de nicio ploșniță și nici nu ne-au adus, Doamne ferește, musafiri nedoriți acasă. Așadar, o veste bună. Ce ne bucurăm să auzim chestia asta, uite că s-au făcut 2 dezinsecții. Și mulțumim oamenilor care sunt pe fază și care ne ascultă la Radio Impuls România și la 0754222999. Deci, infirmăm parțial povestea pe care noi am cules-o de pe net, de pe fluxurile de știri, cum s-ar spune, ca să vorbim așa frumos. Deci, până la urmă, Cimex Lectularius a fost învins. A fost... gata! S-a dus, nu mai este în sectorul 5 în acea școală. Gata! Copiii, gata, nu mai vin cu ploșnițe acasă, suntem fericiți. Începusem să mă panichez, mă gândeam pe oriunde mă duc, trebuie să vin acasă să mă apuc să-mi scutur toate alea, inclusiv dacă plec cu avionul să-mi schimb, să-mi scutur bagajele poți și așa mai departe. Poți să-ți iei zborul liniștit, poți să-ți iei zborul liniștit. Ție ți-este frică atunci când te duci într-o altă țară că o să vii cu ceva de acolo? Da, păi mi-e frică că o să cheltui mulți bani și că o să vin cu lucruri de acolo. Că o să vin numai cu magnez de frigider. Exact, da, o să vin cu prea multe chestii și nu mai am loc în avion. Am o pățanie în familie, o parte din familie a făcut un weekend la Barcelona și mi-a zis că atunci când s-a întors, avionul mai avea puțin și dădea din aripi. Adică la propriu. Ci că au venit pe niște turbulențe și niște de astea de mamă. N-au venit cu Cimex Lectularius. Ceea ce este foarte bine. Au venit bine. Fără niciun leu, fără niciun euro. Dar cu bagajele pline, cu tot felul de suveniruri. Nici măcar. Bine că măcar a aterizat avionul. Un magnet de frigider, sunt foarte supărat că mi-am schimbat frigiderul și nu mai e de la de tablă, de așa, are sticlă. Și nu mai pot să mai pun nimic pe el. Aoleu, păi ce frigider e ăla pe care nu poți să pui magnet? E un frigider foarte trist. Mi s-a părut mie că arată bine, nici nu îngheață bine, deci lasă-mea la țeapă. Dar nu contează, important este că s-au întors cu bine acasă, mai ales că am auzit o felul de pățanii de astea apropo de avioane. Da, pățanii de la întârziat avionul a venit. A, plus că a plecat cu 4 ore întârziere. Bineînțeles. Au ajuns la 5 dimineața. Nu e avion care vine în România care să fie locos, care să nu întârzie 4 ore. Așa mi se pare, că eu, e standard. Nu. Eu am avut numai și numai noroc, că ăsta era tot low cost. Deci dacă vreți să nu întârziați, zburați cu Grig. Da, foarte simplu. Zburați cu Air Grig. Între timp avem o stewardeză de pe un avion Boeing, dacă nu mă înșel, care ce-a făcut? Nu știu ce căutaia pe la, prin cabina piloților, că la un moment dat avionul ăla a fost la un pas de prăbușire. Da, a luat-o un pic în jos. Mai mă, că nu e de râs. A luat-o un pic, avionul a luat-o un pic în jos și a luat-o în jos. Pierdere bruscă de altitudine. Exact. Dar nu că a luat-o în jos, efectiv a căzut, fiindcă, zic pasagerii, că au văzut persoane lipite de acoperiș după mișcarea bruscă. Dar ce s-a întâmplat? De ce a venit știi această mișcare? Știi când ții un pahar cu apă în mână și brusc îl trage în jos și rămâne apa în aer? Exact. Deci, așa se întâmplă când avionul pierde brusc altitudine. Pur și simplu cade. Eu de asta merg tot timpul cu centura prinsă. Păi chiar, trebuie, chiar dacă nu? Se stinge beculețul. Bineînțeles, eu am tot timpul centura prinsă. Fiindcă am văzut în filme cum se dau aia de tavan. Mă scuzați, nu-i de râs. Dar ce s-a întâmplat? Hai să vă zicem ce s-a întâmplat. Un incident în cabina de pilotaj. Incident, zice, aoleu, a intrat cineva peste. Nu. O stewardeză ar fi apăsat un comutator de pe scaunul pilotului. De stați puțin. A intrat Didi, știi desenele cu Dexter și Didi, da, care venea și a apăsat tot timpul pe butoane? Să întreba, ce face butonul ăsta? Că a apăsat pe butonul ăla, cel mai strălucitor și cel mai frumos din câte am înțeles eu. Dar comutatorul ăla de pe scaunul pilotului avea un capac.
Și e cam complicată treaba și atunci mă întreb eu, ce vânzoleală a fost pe acolo prin cabina pilotului de... Eu nu zic că e așa. Se spune că în știre, spune că doamna stewardesă s-a dus acolo să servească o masă și a apăsat acel comutator care ar fi trebuit să aibă capac, dar nu avea în acel moment și... A dat cu piciorul de vezi, la masă. Doamne, am împins scaunul pilotului către comenzi, adică... Da, sigur. Zi, așa da. Puțin, doamna stewardesă mânca pe domnul pilot, comutator, scaun, dai, ceva, da. Mie îmi dă cu... I-a zis pilotul, adune-și nouă masa și a venit cu masa, îți dai seama. Dar facem o altă chestie. La 0754222999 vreau să știu dacă voi aveți povești cu avionul. Șoc și groază. Toată sau nu lumea. Neapărat. V-a întârziat 1000 de ore. Poate aveți povești din avioane sau din aeroporturi. Suntem foarte curioși să facem așa, facem o culegere de povești. Știi cum erau pe vremuri povești nemuritoare? Sunt foarte multe. Și facem așa, o să numerotăm fiecare mesaj al vostru, vocal, dacă se poate, cu volumul 1, volumul 2, volumul 3, volumul 4 și fiecare volum va avea autorul lui. Așa că vă ziceți numele, ne spuneți dacă aveți o poveste cu avioane, cu aeroporturi și așa mai departe, cu final fericit sau final nervos. Da, înțelegi? Și noi le ascultăm și vă trecem acolo în analele și în cărțile, în biblioteca pentru toți, că era exact, o colecție. Facem o colecție biblioteca pentru toți cu toate experiențele din avion, o să vin și eu cu o poveste. Hai să vedem cine e cu volumul 1, da? Exact. Cine e primul? La 0754222999 Neața. Ne întoarcem. Dimineața pentru noi. This is bună dimineața, v-am spus despre, nu știu dacă e pățania pilotului, stewardezei sau călătorilor. Stewardeza care servește, vine cu masa în cabina piloților, apasă un buton și avionul pierde brusc altitudine, ștuf, se duce în jos. Oameni lipiți de tavanul avionului, adică nu e chiar cetățenii joacă. De tavan. Și avem și o întrebare pentru voi. De fapt, facem așa, povești nemuritoare din avioane, volumul 1, volumul 2, volumul 3 și câte volume vom strânge. Să ne spuneți și numele autorului, adică cine sunteți, cum vă numiți. Avem momentan volumul 0 cu Andrei Moga, da, care Andrei... are și el o pățanie cu avionul. Andrei Moga s-a urcat într-un autocar ca să ajungă în Londra să ia un avion către București. Așa. Acum foarte mult timp și a ajuns autocarul foarte târziu și a plecat așa. Avionul. Așa. Și eu a trebuit să rămân în aeroport și am stat în aeroportul ăla 26 de ore am stat. Și vreau să vă zic o chestie, în primul rând, dacă vreodată trebuie să știi ceva despre aeroportul Heathrow din Londra, eu știu fiecare fiecare milimetru pătrat l-am învățat, când 26 de ore, crede-mă. 26, dar unde ai dormit? Te-ai spălat? Ai mâncat? M-am spălat pe dinți, culmea, m-am spălat pe dinți. De dormit, nu știu dacă știi, în aeroport sunt băncile alea, nu te lasă să n-ai dormi. Cum. Sunt gândite special să nu poți să dormi. Da, deci om cu om și cu cotieră și cu de-aia nu poți să te întinzi, nu poți să dormi. Exact. Așa. Mi-am pus valiza în față și am dormit cu fața pe ea ca să nu cumva să mi-o fure cineva. Oricum n-am dormit foarte să mult. Să nu ți-o fure. Păi m-am gândit că poate mi-o fure cineva. Am avut și o experiență cu o valiză furată în tren mai de mult, adică eu sunt foarte pățit. Așa. Și a trebuit să stau foarte mult și vreau să zic o chestie. Primele 10 ore sunt mai ok, după aceea crește exponențial, nu mai sunt încă 10 ore, sunt alte 10 ore mult mai grave. Ultimele 6 nu mai vreau să zic, important e că am prins avionul și că am ajuns acasă și asta este volumul 0. Trebuie să începem cu volumul 1, volumul 2 și volumul 3. Hai să facem volumul 0,0. Prima oară în viața mea când am zburat cu avionul, de-abia se introduseseră companiile low cost, cred că era Blue Air, dacă nu mă înșel, acum un miliard de ani. Și primul avion ever era un Antonov rusesc. Băi, băiatule, deci erau scaunele acolo ca în tramvai. Și știi unde îți bagi deasupra scaunelor? Bagi rucsacul sau ce tu? Da. Era de la cuplasă. A, ce frumos! Și vedeai cum atârnă cuplasa. Bă, băiatule, deci era mamă, zbor și eu prima oară cu avionul și o să fie ultima. Și era un avion care avea aripa, nu era cum ar veni sub avion. Era deasupra. Și în dreptul geamului meu era motorul. Îl vedeam în toată splendoarea lui. Și funcționa?
Băi, funcționa, dar vreau să zic că tot zborul era o tablă care a bălângănit tot zborul. Ai avut la ce să te uiți, că da, atunci când zbor e plictisitor și n-ai ce să vezi pe geam, ai avut și tu la ce să te uiți. Nu, mi-am amintit toate rugăciunile. Uite, vezi? Cuvânt cu cuvânt. Așa ți amintești. Știu crezul tot, cap-coadă? Cred în unul Dumnezeu. Da, l-am uitat că n-am mai avut ocazia să-l mai zic, ai înțeles? Te mai urci într-un avion și îl înveți iarăși imediat. Dacă vreunul dintre voi are povești sau pățanii cu aeroporturi sau avioane la 0754222999, puteți să ni le spuneți, zicem deja bună dimineața. Salut, sunt Novac Alexandru Daniel, am avut o experiență cu avionul în Tenerife când am plecat de la Budapesta, s-a înclinat avionul. Ok. Practic, la turbulențe deasupra mării, știți că deasupra mării sunt turbulențele mai mari. Nu știam. Cum a zis băiatul, am avut centură eu și propriu s-a înclinat avionul spre stânga, mi-aduc aminte, că de-a căzut bagajele de la dreapta spre stânga jos. Aha. Și am zis că acum am sfârșitul, dar nu, și-a pierdut controlul, a zis și capitanul, să știu ce dracu de la turbulenții de acolo. Până la final am ajuns cu bine, am stat vreo lună de zile pe acolo, prin Tenerife, să-mi revin și am zis, hai să mă mai risc să mă întorc înapoi acasă, înțeles? Și m-am riscat, na. Dar experiențe de drumuri lungi nu-mi plac niciodată. Prefer astea durată scurtă și astea mă doare cap. Mai e ca aia, știi, vorbesc doi piloți, nu? Motorul stânga funcționează, funcționează. Motorul dreapta, da, tocmai ne-a depășit. Wow, astea sunt, ca să zic așa, nu neapărat șocante, dar traumatizante de-a dreptul. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, n-am avut, efectiv n-am avut. Am traume, în schimb, dacă ajung la aeroport nemâncat bine de acasă. Aia e cea mai mare frică de aeroport. Fai de când mine, ți-e foame și ai ajuns în aeroport, ți-e frică de banii tăi. Nu mi-e frică de avion, mi-e frică de aeroport. Zice-mi iarăși, hai, povești din avion. Deci gata, am volumul întâi, da? L-am semnat. Povești nemuritoare din avion sau din aeroporturi, da? Volumul numărul 2, să vedem cine este autorul. Bună dimineața! Miața bună, Radio Impul. Miața bună, lume. Vă salut, mai este uite lui Mihai. Bă, oameni buni. Ia. Eu cu avionul nu am pățit, dar în schimb am pățit cu trenul. Ah, ok. Ia, în ajunul Crăciunului m-am dus acasă de la muncă, de la Cluj, așa? Pe Războieni, județul Alba. Așa. Bun. Fiind obosit, bine, n-am băut nimic, obosit, am adormit, m-am trezit dincolo de gara unde trebuia să cobor cu vreo 7 gări. No, stai acolo până ce vine al doilea tren să ajung acasă. Deci, okay. Am ajuns acasă pe la vreo 12 noaptea. Pa, pa, salutat. Deci, bun, avem și cu trenul. Să nu adormi în tren, că nu te mai... Vai, dar nu l-a trezit nașul. Că nașul, care naș? Că nașul, da, pe principiu, da, să-i mai ia biletul. Băi, mai dată. Dă niște bani, că ai trecut de unde da, trebuie. Da, corect. Zice-mi iarăși, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salut. Numele meu este juniorul Mihai. Volumul numărul 3, juniorul Mihai. Nu mai pățanii legate de cauza aeronavică, zic așa, ce mai e multa mea. Da. În 2009, primul arc, n-am avut ocazia să zbor cu avion de la Dortmund, Germania, către România. Așa. În momentul în care eu am început să decoleze avionul, prin mintea mea a trecut în felul următor, când am văzut cum ne ridicăm de la sol, oprește când mă dau jos. În același timp mă bușu și râs. Vă salut! Aole, deci a luat atac de panică. Da, păi sentimentul ăla când pleci prima oară, când decolează avionul prima oară, când îți intră literalmente, când plămânii, ficatul și stomacul sunt în același loc acolo jos. Deci opriți! Vreau să mă dau jos! Nu mai vrem, nu mai am glumit. Ne întoarcem la voi, 0754222999. Pățanii de-astea sau povești, că sunt din aeroport sau că sunt din avion, am avut una și din gara. Nu contează, a fost interesantă. Ni le spuneți voi și noi facem aici o colecție de volume. Ți-a plăcut? Foarte bine. Să facem cât mai multe volume și să fie cât mai frumoase povești din avion, gara, aeroport, nu contează. Hai, bună dimineața, ne întoarcem. Dimineața pe doi. The hits are yours. Silence. Your number one for hit music. We are Impulse Radio.
Bună dimineața, este ora cât? 8:45 de minute. Mai scriem o filă în cartea de povești din aeroporturi, din avioane, din viața voastră, de ce nu? Următorul autor necunoscut alături de noi la 0754222999 cu o super pățanie. Cine este? Bună dimineața! Neața, băieți, pățanie documentată, unchiul meu, pilot pe MiG-21, acum vreo 20 de ani. Ok. În decolare i s-au oprit motoarele. Un moment în care, mama, având în vedere forță, chestii, socotele, ar fi trebuit pur și simplu să planeze pice avionul, să fie totul explodat. Aoleo. A simțit cum o mână l-a prins și l-a ajutat să planeze, dar MiG-ul nu planează, să ne înțelegem, să planeze, okay. Și a aterizat frumos, elegant, totul curat. A doua zi de dimineață, când s-a trezit, era alb în cap ca acum. Înainte era negru. Mamă, nu-mi vine să cred. Știi care e viteza maximă a unui MiG-21? 2229 de kilometri la oră. Adică merg repede. 1,8 Mach viteza sunetului. 1200 și ceva e viteza sunetului. Doamne ferește. Da, tare, bună dimineața. Neata bună, am și eu o poveste foarte faină din luna de miere. În 2016 am plecat, okay, în Republica Dominicană și la întoarcere, uh-huh, aveam o scală în Spania. Am ajuns cu 2 ore înainte în aeroport, dar înainte de asta ne plimbasem puțin prin oraș, uh-huh, și n-am fost foarte atent la ceas. Iar înainte să lăsăm și noi bagajele de cală, s-au închis porțile pentru bagajele de cală. Ne-au trimis repede să ne îmbarcăm și când am ajuns la îmbarcare am aflat că trebuie să părăsim bagajele. Erau pline de amintiri din luna de miere, așa că nu am vrut să le părăsim și am ales să ne luăm alt zbor. Ne-a costat, okay, extraordinar de mult, dar am rămas cu o amintire pe de-o parte amuzantă, pe de-o parte așa, ne-a ținut în priză, a fost foarte tare. Corina din Constanța. Corina din Constanța, stai că aveam revine. Multă băutură specifică lor, am uitat să menționez, și mai mult la asta nu am vrut să renunțăm. Erau toate tradiționale, vin de ananas, mama Juana, lichior de cocos, o nebunie. A fost tare, a meritat, ce să zic. Da, cu siguranță. Vin de ananas pentru vin de ananas, Cosmin Cernat, gata. Știu ce am pe lista dorințelor din Dominicană. Renunț la 1 milion, premiu de la Insula de 1 milion, vin de ananas. Dacă nu aduci vin de ananas, o să avem probleme, domnul Cosmin. Foarte tare, bună dimineața! Neața Radio Impuls, și eu am pățit-o foarte nasol când mă întorceam din Milano. Am fost și dramatic, am plâns, m-am lovit cu capul de pereți, am sunat pe maică-mea. Aoleu. Și toate chestiile astea din cauza că nu puteam să fumez, pentru că nu aveau loc destinat fumătorilor și la spațiu B, poarta B sau cum îi spune. Am trecut de securitate de 2 ori. Bine că mă ajută fața și le-am spus, vă rog eu frumos, please let me smoke, I will have a panic attack. Da, și na, așa este cu anxietatea și cu zborurile. Trebuie să te descarci înainte. V-am pupat și zi frumoasă, pa! Deci, eu am o singură întrebare. Mama ta știe că fumezi? Zice mi-ară și bună dimineața! Salutare, fraților! Am avut o experiență foarte neplăcută, acum vreo 4 ani, cred, cu trenurile. Ok. Venind de la Constanța către Craiova acasă, trenul de la Constanța a avut întârziere, la București trebuia să schimbe și am pierdut legătura pentru că a întârziat trenul de la Constanța, iar apoi, după ce am stat prin gară o oră și ceva, ca să prindem următoarea oră, undeva prin zona Caracaleu, nu mai țin minte bine, fusese un accident, o coliziune între trenuri și calea ferată n-a fost făcută cum trebuie. Am stat în câmp vreo 2 ore, am ajuns acasă în loc de ora 10 când trebuia, ceva de genul, maxim 11, am ajuns undeva pe la 2-3 dimineața a doua zi, obosit, încât îmi venea să zic că mai bine mă duc pe jos la mare decât să mă mai duc cu trenurile. Hai că tot e bine. E posibil să ajungi tot mai repede bine. Pe jos. Cu o bicicletă sigur ajungi mai repede. Am încheiat cu un tren numit Dorință. Ți-a plăcut? Ce frumos, hai, doamne, ce poetule. Dar nu este nicio problemă, totul e bine când se termină cu bine. Între timp mergem la Nadina Zisu, vine cu știri care nu o să ne provoace, cum am avut unchiul domnului.
de albit. Doamne Dumnezeule, ce poveste, ce povești. Alte povești la știri sunt cât se poate de adevărate. Cu Nadine a zis să ne întoarcem, revenim. This is Impulse Radio.